miocardita este o inflamație a mușchiului cardiac care nu este specifică vaccinării împotriva COVID-19. Ea este regăsită ca potențială reacție adversă și la alte tipuri de vaccinuri și care este în mod obișnuit cauzată de mai mulți agenți infecțioși. La vaccinurile pe bază de ARN mesager s-a observat că persoanele cu vârsta sub 30 de ani, deci în general persoane tinere și mai ales persoanele de sex masculin, există o frecvență ușor mai crescută decât se regăsește în populația generală, decât frecvența întâlnită în populația generală după administrarea dozei 2 din schema de vaccinare. În general, timpul de apariție este la circa 2-3 zile după administrarea dozei 2, dar există o supraveghere în general de până la 28 de zile. Dar evoluția miocarditei după vaccinare a fost foarte bună, practic în toate cazurile, în primele 5 zile s-a recuperat spre deosebire de pildă de miocardita clasică, unde la 3 săptămâni abia 70-75% dintre persoane recuperaseră această funcție cardiacă. Frecvența este rară, ea este raportată în momentul de față de 1 până la 5 cazuri raportate la 100.000 de doze administrate.